De aici, din Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj, pleca Sergiu Pașca în urmă cu peste 20 de ani spre o carieră de excepție în America. Când urcam și coboram pe Pasteur, acum aproape 20 de ani, ca și student de anul întâi, nu mi-aș fi putut imagina că voi sta aici astăzi și voi putea împărtăși cercetările laboratorului meu din cealaltă parte a lumii. Un an întreg mi-am imaginat ce se întâmplă în spatele clădirii de pe Pasteur, ce cercetare extraordinară în biochimie are loc acolo. Și am realizat, bineînțeles, că foarte puțină cercetare se mai făcea, mai ales din anii 70 încoace. Odată intrat în laboratorul UMF, profesorul Sergiu Pașca a readus în atenția întregii lumi cercetările în neuroștiințe făcute la noi. Tânărul student s-a remarcat încă de atunci, publicând în reviste internaționale, pentru prima dată în lume, date care prezentau anomalii metabolice și enzimatice la pacienții cu autism. Datorită activității sale de cercetare din timpul studenției, domnul dr. Sergiu Pașca a fost primul laureat al premiului de cercetare pentru studenți acordat de universitatea noastră. Când conducerea universității de la acea vreme a văzut un astfel de student, un astfel de absolvent cu atâtea realizări, a spus că acestea nu pot să fie trecute cu vederea și a fost instituit premiul care de atunci se dă în fiecare an. După această descoperire, marii cercetători ai lumii i-au privit cu atenție munca. Așa se face că în 2008 ardeleanul a fost acceptat, deși nu avea doctorat, la școala postdoctorală a prestigioasei Universități Stanford din California, cu o bursă de studiu. Una dintre crizele majore pe care le avem astăzi e că în Statele Unite, cel puțin, și sunt convins că și în România statisticile sunt asemănătoare, mai puțin de 2% din medici fac cercetare. Majoritatea cercetării e făcută, chiar și cea biomedicală, nu de medici. Și asta include cercetarea clinică. Cred că e incredibil de important să avem studenți la medicină care fac cercetare cât mai devreme. În semn de maximă recunoștință, Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj i-a acordat acestuia titlul de doctor honoris causa. Analizând realizările științifice de excepție și ținând cont de recomandările făcute, conferim prin vot unanim domnul profesor dr. Sergiu Pașca, la Universitatea Stanford, Statele Unite ale Americii, titlul de doctor honoris causa al Universității de Medicină și Farmacie la Seganu din Cluj-Napoca. Titlul este cel mai prestigios acordat de universitățile din România. S-a remarcat ca student eminent pe tot parcursul anilor săi de studiu. Ulterior, i-am urmărit cu mare interes și cu mare drag evoluția și parcursul său profesional și chiar dacă s-a stabilit peste ocean, a păstrat mereu legătura cu școala de medicină care l-a format.